cineva spunea, și nu vezi, nu s-a întâmplat nimic. Am tot așteptat, se întâmplă, nu se întâmplă, nu s-a întâmplat nimic. Și cu această idee că, de fapt, vizita papei a lăsat mai multă confuzie în urmă decât o direcție clară de mers, s-a încheiat discuția în legătură cu acest eveniment. Întrebarea mea este, a fost așa, n-a fost așa? Dar aș vrea să vă spun că în după amiaza aceasta nu mă interesează atât de mult proiectele geopolitice ale puterii numite Vatican, ci mă interesează poporul nostru, cum reacționează la o anumită posibilă provocare din partea profeției. Cum ne poziționăm? Ce facem? Ce am făcut? Cam asta este dorința mea de studiu din după amiaza aceasta, pentru a vedea în ce măsură noi chiar împlinim planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Adică, dacă Dumnezeu ne spune ridicați-vă ochii în sus și priviți când se întâmplă aceste lucruri, noi încotro ne-am ridicat ochii. Am făcut lucrul ăsta, n-am făcut lucrul ăsta. Am înțeles că în aceste situații de timp noi trebuie să luăm o anumită atitudine. Putem să o luăm, n-avem putere. Cerem puterea aceasta. Suntem indiferenți? Care este pulsul poporului Dumnezeu vis-a-vis de evenimente de felul acesta? Se spune că ideea de decret duminical, spre exemplu, ar fi în ultimă instanță un fel de teorie a conspirației. Astăzi, de la amvoane, din stânga, din dreapta, oamenii își dau cu părerea în legătură cu asta și mulți spun, nu se poate, fraților, să fim serioși, nu se poate. E o teorie a conspirației. Cineva spune că în spatele fiecărui eveniment social este o agendă, dar nu este așa. De unde știm că nu este așa? Păi uitați-vă bine, nu s-a întâmplat nimic. Vom reveni la aceste formule. Vom încerca să le înțelegem puțin. Dar înainte de orice, vă invit să recapitulăm puțin să vedem ce s-a întâmplat. Din punct de vedere religios, Europa este împărțită în două. Cumva în trei, dacă vreți. Zona aceasta MOV de aici este zona protestantă, care astăzi se caracterizează printr-un liberalism ieșit din comun. Dar nu voi vorbi despre ei astăzi. Voi vorbi despre această împărțire în două a Europei. Partea roșie este parte catolică. Partea galbenă, portocalie, este partea ortodoxă. Rusia reprezintă o mare forță, creează stabilitatea ortodoxă dincolo în partea de est. În partea de vest avem marile puteri europene, Germania, Franța, care polarizează în jurul lor ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind Europa Unită sau Comunitatea Europeană. Nu știu cum aș putea mai bine să lămuresc subiectul acesta, dar se pare că după căderea comunismului și darea la o parte a cortinei de fier, după momentul respectiv, nu s-a creat altceva decât o divizare și mai clară. Până atunci, sub pactele europene, Varșovia și celălalt, lumea era mai pestriță. Era strânsă la oaltă sub niște blocuri militare. Acum blocurile militare au fost date la o parte și ceea ce a rămas această structură. Vă rog să observați, linia e foarte clară, linia de demarcație. Nu mai avem o amestecare teritorială. Demografic se știe, unii sunt într-o parte, unii sunt într-alta. Unii sunt ortodoxi, alții sunt catolici. Bun, cam asta este. Ceva surprinzător. Vă rog să observați în această imagine, care are aceeași împărțire în două, vă rog să observați România. Aceasta este cea mică de aici, da? România. Vedeți o pată roșie? Pata roșie înseamnă, mai vedeți vreo pată roșie în toată zona galbenă? Foarte interesant. Cam unde este plasată zona sau pata roșie? Bun, treaba asta vreau să vă spun că a creat o mulțime de discuție politică la capitolul acesta. Fiind pata roșie undeva în zona Harghitei, s-a zis așa, oare
Este vorba de o angajare a Vaticanului în a susține împărțirea României după alte criterii despre care se vorbește și așa mai departe, zona respectivă fiind o zonă în care populația maghiară este dominantă. Și atunci speculațiile politice, tensiunile între români și maghiari au apărut dintr-o dată puternic de tot. Peste tot se făceau speculații pe tema aceasta. Însă nu despre asta este vorba și noi, ca adventiști de ziua șaptea, nici n-ar trebui să luăm în considerație puțin aceste aspecte sociopolitice care împart oamenii. Dar ar trebui să înțelegem un lucru, că totuși România are pe teritoriul ei comunități catolice puternice care nu sunt uitate. Ele există. Și în momentul în care se face o hartă de genul acesta, comunitățile respective sunt acolo. Întotdeauna m-am întrebat de ce papa a venit, auziți dumneavoastră, în Șumuleu Ciuc. Ați auzit de localitatea asta? Bă, fraților, ziceți dumneavoastră cum vreți. Eu așa am citit-o acolo, o fi așa, nu o fi așa. Ați auzit până acum de asta? În timp ce eu care sunt român, dumneavoastră care sunt român, n-am auzit de treaba asta, undeva. Localitatea respectivă e de mare importanță. De ce e de mare importanță? Există aici o mănăstire franciscană din Șumleu Ciuc cu statuia Fecioarei Maria sculptată în lemn de tei de o înălțime de 2 metri 27 de centimetri, cea mai mare statuie de genul acesta cunoscută. E important? Nu e important, fraților. Ce importanță are? E făcătoare de minuni. Și ortodoxii și catolicii au această putere să decidă dacă este făcătoare de minuni sau nu statuia respectivă. Însă, ceea ce mă fascinează pe mine este că se pare că aici este un loc de pelerinaj pentru lumea catolică destul de neștiut cu toate de noi, cu toate acestea destul de știut în lumea catolică, pentru că, încă o dată, locul ăsta s-ar părea să fie destul de sacru pentru ei. Prima mențiune a mănăstirii a fost făcută în 1440 prin bula papei Eugen al IV-lea, care spunea că se permit 7 ani de indulgență tuturor celor care sprijină cu orice donație biserica aflată în construcție la Șumleu Ciuc sau o vizitează în săptămâna sărbătorii vizitei Fecioarei la Elisabeta, care are loc pe 2 iulie. Interesant este că vizita papei la locurile acestea a fost făcută între 31 mai și 2 iulie. El n-a fost aici pe 2 iulie, a fost pe 1 iulie. Pe 1 iunie. Dar nu asta este atât de important. Este important că lucrurile se așează cât de cât în zona aceasta. Biserica gotică nouă avea inscripționată pe fațada principală anul 1448 ca data terminării construcției, însă nu s-a terminat atunci din cauza lipsei de fonduri. Așa că ideea cu indulgențe pentru a câștiga fonduri a durat mult mai mult. În 1440, da? În 1500 și ceva se proceda în același fel la Biserica Sfântul Petru din Roma. E o adevărată modă în această a doua jumătate a secolului 15 pentru a strânge fonduri prin indulgențe. Indulgențele funcționează destul de bine acum. Avem aceeași problemă în Transilvania ca și la Roma. Încă ceva. Vă rog să observați acum,
Din nou, harta aceasta a Europei, zona albastră este zona catolică, zona aceasta închisă la culoare maronie este ortodoxă și vedeți aici România. De data aceasta observați ceva, nu mai este o pată. Observați? E o zonă mult mai mare care apare sub influență catolică de data aceasta. Ce se întâmplă? În prima ipostază avem de-a face cu așezăminte religioase catolice. Aici despre ce este vorba oare? Ultima zi pe care a făcut-o papa în vizita lui în România a fost la Blaj. El a beatificat 7 episcopi greco-catolici morți în închisorile comuniste între anii 1950-1970. Ce episcopi? Greco-catolici. Ce e cu Biserica greco-catolică? Ce știm despre ea? Cât de importantă este? Cât de neimportantă este? Fraților, noi așa știm că ei au fost români ortodoși care în Ardeal a fost obligat să treacă la catolicism. Dar nu asta este important. Felul ăsta de a înțelege istoria este un fel foarte brutal, comunist de a o înțelege, dar așa am fost învățați toți. Probabil însă că trebuie să depășim nivelul acesta și să vedem ce se întâmplă. În momentul acesta trebuie să înțelegem modul de acțiune destul de vechi al Bisericii Catolice de a accepta în sânul ei segmente religioase destul de diferite de ritul latin sau catolic. Adică, Biserica Ortodoxă s-a despărțit de Biserica Catolică în anul 1054, atunci a apărut Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă. S-au despărțit pe o mulțime de motive. Motive de limbă, motive de cultură, motive de dogmă religioasă, motive de rit și de artă, adică te duci într-o biserică ortodoxă, e cu totul altfel decât într-o biserică din vest, într-o biserică catolică. Doctrină, într-o parte ai icoane, dincolo ai statui. Unii ortodoxi spun despre ceilalți că ceilalți prin statui sunt idolatri. Și așa mai departe. Dogme, cum ar fi dogma Duhului Sfânt, este înțeleasă într-un fel într-o parte, într-un fel în altă parte. Aparent, până în ziua de astăzi, cele două religii nu s-au unit și nu s-au putut uni. Câți ani? În 1054 până acum? De ce nu s-au unit? Răspunsul istoric este că sunt foarte diferite. Ei bine, ceea ce vedeți dumneavoastră aici, anume Biserica Greco-Catolică, arată că diferențele nu sunt mari și că unirea nu se face pentru că diferențele sunt foarte mari. Nu. La un moment dat, Biserica Greco-Catolică a apărut ca urmare a faptului că un grup de oameni de origine și cu ritual ortodox au vrut, nu mă interesează motivul, au vrut dintr-un motiv sau altul ca ei să fie ortodoxi mai departe, dar să țină de biserica de la Roma. Care a fost singura condiție care li s-a cerut? Să admită papa ca fiind capul bisericilor. Nici măcar nu trebuia să intre într-o ecumenie foarte mare cu celelalte biserici. Aveau identitatea lor, li s-a garantat tot ceea ce trebuie. Ei rămâneau ortodoxi mai departe, cu singura... Vorbeau limba lor mai departe, țineau de cultul sau de ritualul grecesc, cu singura condiție. Admiteau ca papa să fie conducătorul lor. Deci ortodoxia nu s-a unit până acum cu catolicismul? Din cauza că diferențele sunt foarte mari? Asta demonstrează foarte ușor că se poate trece fără nicio discuție dintr-o parte într-alta, cu o singură condiție. Care e condiția?
Asta este. Să se accepte o problemă de autoritate. Autoritatea papei să fie acceptată într-o biserică sau într-alta. Atât. Biserica greco-catolică este un experiment, un experiment reușit, fantastic, care arată ingeniozitatea Vaticanului în privința aceasta. Este extrem de inclusivist, extrem de inclusiv. Are ordine religioase care unele cu altele nu se aseamănă, se deosebesc, diferă foarte mult. Cu toate acestea, Vaticanul a reușit să le ia pe toate și să le pună sub umbrela lui și să zică: stați aici, nu trebuie să plecați în altă parte, nu trebuie să neapărat să fiți unii ca și alții. N-a dorit o uniformizare de religie, nici de cultură, nici de ritual. Important este să se întâlnească unde? La vârf. Așa se întâmplă că avem franciscani, avem augustinieni, avem iezuiți, avem ce vreți dumneavoastră. Și avem și greco-catolici printre ei. Evident, nu sunt un ordin, e o biserică greco-catolică, dar experimentul în sine e la fel. Și atunci, dacă mă duc înapoi, în momentul în care România apare albastră în zona Ardealului, este albastră nu datorită prezenței catolice, ci datorită prezenței greco-catolice. Acest experiment este unic în toată Europa, a înflorit foarte bine în Transilvania și va sta la baza unificării Europei și unificării celor două religii, anume ortodoxă și catolică, fără discuție. În momentul în care papa a venit, el a dat declarații în legătură cu scopul vizitei sale și a spus: eu am venit aici la credincioșii mei și apoi am venit aici la biserica soră. De fiecare dată, același lucru. Frumos, ce să vă zic, politicos, diplomatic, întotdeauna patriarhul bisericii gazdă merge umăr la umăr cu Papa Francisc. Uneori Papa Francisc are dispoziția de a-i da întâietate patriarhului Daniel. Se fac sacrificii, să știți, pentru obținerea unui bun comun astăzi. Se fac sacrificii dintr-o parte, din cealaltă parte. Important este să se obțină bunul comun pe care îl dorește toată lumea. Despre asta vorbim. România n-a fost curtată foarte mult de Vatican. Nu. Acum 20 de ani în urmă a mai fost o vizită a lui Papa Ioan Paul și acum, în 2019, Papa Francisc. Dar nici n-a fost trecută cu vederea. Resursele României, din punctul acesta de vedere, reprezintă un punct de atenție destul de permanent observat în istorie. Acele pete roșii, acele pete albastre, care nu dispar, ele sunt acolo. Sunt un potențial de lucru fantastic. Repet, politica interpretată într-un fel, media socială în alt fel, religia de asemenea a observat un anumite lucruri sau nu le-a observat, ce au făcut adventiștii de ziua șaptea. În luna octombrie anul trecut, nu știu cum se întâmplă, unul dintre marii predicatori spunea: în 6 luni de zile se va da decretul duminical. Nu știu cum se întâmpla că decretul duminical se potrivea în cronologia și în ordinea timpului din octombrie, numărat 6 luni. Unde ajungeți? Poftiți? În mai, exact acum, la vizita papei. Și atunci, pentru că respectiva personalitate a vorbit despre lucrul acesta la nivel general, el nefiind român, românii au preluat această idee în 6 luni și au zis: dacă mai vine și papa în România, acum precis se va întâmpla decretul duminical. Așa că voci în stânga, voci în dreapta, discuții într-o parte sau într-alta, au încercat să interpreteze această prezență a papei în România ca fiind un moment extrem de important legat de decretul duminical și așa mai departe.
implicit de venirea Domnului Iisus Hristos. Implicit, nu explicit. Deci dacă decretul duminical ar fi dat în mai, imediat după aceasta evenimentele ar fi trebuit să se desfășoare foarte rapid și Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit să vină. Ce am făcut? Putea să se dea decretul duminical? Ipotetic. Nu, de ce nu se putea? Mulțumesc. Mi se spune că vor porni din... De aici, da? Profeția spune că fiara cu două coarne va face o icoană fiarei. Deci lucrurile se vor întâmpla din zona aceasta. În niciun caz România nu va constitui momentul de declanșare. Bun. De ce am gândit așa? Nu știu. Acum însă, trecând, îmi dați voie să mergem spre un exercițiu al absurdului. Bine, dacă ai crezut că vine, te-ai pregătit? Ce faci dacă știi că vine? Și am rămas uimit. Am încercat să înțeleg. M-am uitat în stânga, în dreapta și am vrut să văd printre cei care credeau că vine, s-a făcut vreo pregătire, s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva. Și spre surpriza mea am observat că nu s-a întâmplat nimic. Și am început să mă întreb, din punctul ăsta de vedere, atunci la ce bun profeția? La ce bun să știi că lucrul ăsta trebuie să se întâmple? La ce bun? Dacă la un moment dat ți se pare că vine și nu se întâmplă nimic, la ce bun? S-ar putea întâmpla ca profeția, într-adevăr, să nu reușească să ne comunice planul lui Dumnezeu și noi să fi urmărit profeția doar de dragul curiozității, de dragul de a ști? S-ar putea? S-ar putea întâmpla ca noi să vorbim unii cu alții și să spunem, vine profeția, vine profeția, dar nimeni să nu-și plece genunchiul? Nimeni să nu ridice ochii? Nimeni să nu încerce să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Nimeni să nu-și cerceteze viața cum n-a făcut-o niciodată? E posibil lucrul ăsta? S-ar putea să nu credem? S-ar putea să vorbim despre lucruri de felul acesta, dar noi să nu credem? E posibil? Cred că ar trebui să ne punem întrebările astea foarte cercetător către noi înșine, urmărind puțin modul în care reacționăm. În sfârșit, evenimentele au trecut. Toată lumea a respirat ușurat și a zis, nu s-a întâmplat nici de data asta. Și ce s-a întâmplat mai departe? Poftiți? Cineva mi se pare că ne-a dat noapte bună și a zis, dormiți de acum. Și am dormit mai departe. De ce spun am dormit mai departe? Păi, când au fost cutremure, cum au fost bisericile? Poftiți? Pline. Când au fost inundații, cum au fost bisericile? Când au fost incendii, cum au fost bisericile? Când se împlinește profeția, cum sunt bisericile? A venit vreunul mai de dimineață la biserică? A venit cineva mai frecvent la ora de rugăciune? Ne-am întâlnit mai mult unii cu alții? Am pus la cale grupe de rugăciune în așa fel încât, eu știu, cei din zona
X să se întâlnească pentru o grupă de rugăciune, Highland. Din Loma Linda să se întâlnească o grupă de rugăciune, Yucaipa, mai departe, Beaumont. Fiecare să pună piciorul jos și să zică, Doamne, dacă grăbești, dacă toate lucrurile se coagulează într-o anumită direcție, ai milă de noi, spune-ne unde suntem, spune-ne ce să facem. S-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Întrebarea mea este, când o să se întâmple? Pentru că am respirat și ușurat și am zis, nu s-a întâmplat nici de data asta. Și fiecare a mers mai departe la noi acasă, fericiți că nu s-a întâmplat. Oare dacă s-ar fi întâmplat, la ce ne referim? Decretul sau venirea lui Iisus? Și acum vreau să observați un lucru. Mă întreb serios, când Dumnezeu ne-a dat profeția pentru a urmări niște borne kilometrice, ce a urmărit Dumnezeu cu noi? Ce a vrut? Uitați-vă ce se întâmplă cu Domnul Iisus Hristos în raportul său cu ucenicii, cu puțin înainte de răstignirea lui. Încerc să iau această situație pentru că mie mi se pare că cum a procedat Domnul Iisus Hristos atunci, procedează și acum. Adică venea un eveniment foarte important, răstignirea Domnului Iisus Hristos, corect? Le tot spunea ucenicilor că mai e puțină vreme. Și ucenicii să-și obișnuiseră cu ideea, mai e puțină vreme. Tot așa zice, mai e puțină vreme. 3. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos încearcă să-i pregătească pe ucenici. El face eforturi extraordinare de a-i pregăti, dar ucenicii nu sunt conștienți. Aproape când vine să zică, Domnul Iisus Hristos încearcă să le toarne cu pâlnia. Iar ei nu primesc. Dă pe de alături. Da, nu mă interesează prea mult ucenicii deocamdată, mă interesează Domnul Iisus Hristos. Doamne, ce ai încercat să faci ca să-i pregătești? Pentru că Domnul Iisus Hristos încearcă același lucru cu noi astăzi pentru a ne pregăti. Uitați-vă puțin. Ioan 11, Sinedriul hotărăște să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Din momentul acesta avem de a face cu o numărătoare inversă. Ucenicii sunt pregătiți sau nu? Nu sunt pregătiți. Ca urmare, Domnul Iisus Hristos intră într-o agonie. Evenimentele mergeau spre împlinirea lor, El se îndrepta spre cruce, iar ucenicii nu erau pregătiți deloc. Din momentul acesta, întreaga lui activitate este pentru ucenici. Capitolul 12, versetul 12, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. E ultima săptămână. E de flori. În condițiile acestea, versetul 20, mai departe, apar grecii, neamurile, care sunt interesați de Domnul Iisus Hristos. Cine i-a trimis pe greci să-L caute pe Domnul Iisus? Cine? Duhul Sfânt, e lucrarea Duhului Sfânt, e lucrarea Tatălui acolo. Domnul Iisus Hristos recunoaște această lucrare și pentru Domnul Iisus Hristos este un lucru fantastic. De ce? Neamurile erau pregătite. Ucenicii Lui? Nu. Pentru neamuri, Domnul Iisus Hristos îi mulțumește lui Dumnezeu. Versetul 23, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. În același timp însă, sufletul îi se strânge pentru ucenicii lui. Vorbește despre moartea sa și în timp ce vorbește despre moartea sa, este confruntat cu necredința iudeilor, de la versetul 37 mai departe. Ei tot nu credeau în el. Ucenicii lui credeau în Domnul Iisus? Da. Îl înțelegeau? Nu. Iudeii credeau în Domnul Iisus Hristos? Nu.
îl înțelegeau cu atât mai puțin. Bun. În contextul acesta apare spălarea picioarelor, capitolul 13. Și Domnul Iisus Hristos, vă rog să observați, când nu reușește să depășească mintea ucenicilor la nivelul informației, pentru că le tot spunea, a venit vremea, Fiul omului va muri în câteva zile. Observați textele de până acum, Domnul Iisus Hristos vrea să intre în sufletul și în viața ucenicilor demonstrativ, prin ceea ce face, nu prin ceea ce le spune. În genunchi înaintea lor, le spală picioarele, încearcă să-i pregătească sufletește, dacă conceptual nu poate să-i pregătească. Spălarea picioarelor se încheie cu ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus întotdeauna. Fiți atenți, v-am dat o pildă ca voi să faceți cum am făcut eu. Și Domnul Iisus Hristos în felul ăsta deschide o poartă spunând, de acum încolo călcați pe urmele mele, fiți atenți la mine, nu luați ochii de la mine nicio clipă, faceți ce v-am poruncit eu. Apare descoperirea vânzătorului, apare cercetarea de suflet a ucenicilor, momentul în care Domnul Iisus Hristos se bucură puțin, ucenicii care se întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu? Erau primele momente în faza evenimentelor finale, Biserica lui Iisus Hristos trebuie neapărat să înceapă așa. Doamne, nu cumva sunt eu? S-a întâmplat? Se întâmplă? Îți pui problema asta? Vorbim de cernere, vorbim de sigilare, vorbim de cădere, vorbim de acceptare, vorbim de primirea veșniciei, a Duhului Sfânt. Doamne, cu mine cum e? Nu mă interesează ceilalți. La mine acasă. Mă voi ruga mai mult. Voi striga mai mult către Dumnezeu. Voi mijloci mai mult pentru copii. Pentru casa mea. Pentru că e vremea ca să mă întreb, Doamne, nu cumva sunt eu? Doamne, fi eu? În condițiile astea în care ucenicii își pun problema dacă îi fi eu, Domnul Iisus Hristos poate să le vorbească despre iubire. De la versetul 31, Domnul Iisus Hristos le vorbește despre noua poruncă, să vă iubiți unii pe alții. Astăzi toată lumea ar zice, Doamne, dar e imposibil să spui cuiva, îți poruncesc să vă iubiți. Există dragoste poruncită? Dragostea vine sau nu vine? Poruncește cineva, ia iubiți-vă voi și veți vedea că nu merge nimic. Uneori mai funcționează, da, așa, cu stângăcie. În orașele medievale, când un cuplu trebuia să se despartă sau vroia să se despartă, înainte să ajungă la divorț, îi băga într-o cameră, amândoi, îi ținea acolo o săptămână și nu le dădea voie să iese decât după ce mâncau împreună. Când se așezau la masă să mănânce împreună, atunci le dădeau să și mănânce. Și după aceea îi scoteau afară că au mâncat împreună și că pot să trăiască împreună. Dar altfel, nu le dădea drumul. Dragoste poruncită, cam așa. Deci, vă iubiți? Vă dăm să mâncați. Nu vă iubiți? Răbdați de foame. Am încercat noi să facem lucruri de felul ăsta. A ținut, n-a ținut, nu știu, viața a fost de calitate, n-a fost de calitate, nu știu ce să zic. Dar este cert că Domnul Iisus Hristos le vorbește despre dragoste. Când este vorba să se întâmple, să se împlinească profeția, Mântuitorul îi spală pe picioare. Îi face să se întrebe, Doamne-i fi eu? Le vorbește despre dragoste, despre iubire frățească. Îi îmbărbătează de la capitolul 14 și apoi vorbește despre păzirea poruncilor cum n-a vorbit niciodată până atunci și le spune așa, dacă mă iubiți.
dacă mă iubiți. Nu știu dacă ucenicii vorbiseră așa până atunci. Ucenicii vorbiseră altfel. Hai să ținem poruncile. Nu minți, nu fura, nu și așa mai departe. Mântuitorul nu le spune așa. Mântuitorul îi pregătește spunând: oameni buni, vă întreb, mă iubiți sau nu? În zona asta a profeției, iubirea Domnului Iisus Hristos este extrem de importantă. Să-L iubești pe Iisus în așa fel încât să-L asculți, să devină o plăcere pentru tine. Când vorbești despre lege, să nu vorbești despre să nu, ci să vorbești despre faptul că-L iubești pe Iisus Hristos și de-aia nu poți face altfel. În zona profetică, acolo, iubește-L pe Iisus Hristos. În zona profetică, iubește-L fratele. În zona profetică, nu sta acasă. În zona profetică, vino la Hristos. În zona profetică, mișcă-te. În zona profetică, nu sta cu mâinile la piept. 16, adică 15, iertați-mă. Domnul Iisus Hristos vorbește mai departe și amintește despre faptul că e ca la vie. Mlădițe tăiate, mlădițe rămase. Mlădițele cu struguri sunt păstrate, cele fără struguri sunt date afară. Și mai departe, mi se spune aici, fiți atenți, sunteți ca mlădițele în mine. În zona asta profetică, cum stăm cu relația cu Domnul Iisus Hristos? Cum ne legăm de El? Cât de intimă este legătura noastră cu El în zona asta profetică? Din nou dragoste, prigonirea ucenicilor și se încheie cu pregătirea asta intensivă, se încheie cu: vedeți că vă trimit pe Duhul Sfânt. 16 de la versetul 5 mai departe. Lucrarea Mângâietorului. Fraților, în zona profetică e nevoie de reconsiderarea tuturor dimensiunilor noastre spirituale și a întregii noastre vieți. E păcat să spunem s-a dus și asta. Pentru că n-a fost ce ne-a așteptat, dar de măsurat timpul ni l-a măsurat, să știți. Timpul a fost măsurat. În discuțiile mele de zilele acestea cu mai mulți, am descoperit un lucru și anume că până la 1844 s-a întins profeția, corect? Până atunci s-a măsurat timpul. De la 1844, cum se mai măsoară timpul? Poftiți? Textul biblic spune, Apocalips 11, nu va mai fi timp măsurat. Nu va mai fi timp măsurat profetic. Dar cum se măsoară timpul? Și descoper că timpul se măsoară în judecată, în judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu a intrat în Sfânta Sfintelor, începe perioada de judecată, El mare judecător, în care timpul se măsoară prin judecată. Nu prin ani, nu cu centimetru, ci în judecarea relației noastre cu El. Cum suntem în raport cu El? Și mie mi se pare că aici, la capitolul ăsta și în punctul ăsta, am ațipit noi. Aici fecioarele au ațipit. Aici fecioarele nu se mai întreabă: Doamne, o-i fi eu? Aici Mântuitorul ar vrea să facă ceva cu noi și nu poate să facă. Ne-a spălat picioarele și noi încă dormim. Ne vorbește despre dragoste și noi încă nu reușim să ne iubim unii pe alții. Pretindem că îl iubim pe Dumnezeu, dar nu respectând poruncile Lui. Avem așa o dragoste din asta destul de emoțională, din când în când,
Dar nu este dragostea aceea principială prin care dacă te-ar tăia cu toporul, nu te-ar putea schimba. Pentru că așa zice Domnul. Și în final, dacă lucrurile stau așa, cine ar trebui să ne conducă? Sub semnul profetic, cine ar trebui să ne conducă? Ziceți, Duhul Sfânt. Ne punem problema prezenței Duhului Sfânt acum, aici, între noi? Nu, fraților, nu s-a dus și gata. S-a dus pentru ca să ne facă să judecăm vremea în care suntem, relația cu Iisus Hristos, unii cu alții, biserica și venirea Lui. De asta suntem aici. Vreau să închei, aveam destul de multe citate pe care să le împărtășesc cu dumneavoastră din cartea Chemați să fim diferiți. Trăim în cea mai critică perioadă a istoriei acestei lumi. Destinul fiecărei persoane de pe planeta Pământ este pe punctul de a fi hotărât. Binele nostru viitor, precum și mântuirea altora, depinde de drumul pe care îl alegem acum. Avem nevoie să fim călăuziți de Duhul adevărului. Toți cei care îl urmează pe Hristos ar trebui să se întrebe cu seriozitate: Doamne, ce vrei Tu să fac? Trebuie să ne smerim înaintea Domnului cu post și rugăciune, să medităm mult la cuvântul Său, în mod special la scenele judecății. Trebuie să căutăm, să experimentăm, să trăim practic lucrurile lui Dumnezeu. Nu avem nicio clipă de pierdut. În jurul nostru se petrec evenimente importante, pline de semnificații. Ne aflăm pe terenul vrăjit al dușmanului. Nu dormiți, santinele ale lui Dumnezeu. Dușmanul pândește în apropiere așteptând să le neviți, să adormiți ca să poată arunca asupra voastră și să-și poată doborâ prada. Interesant apel din partea lui Dumnezeu. Nu cred că noi putem să facem rețete unii pentru alții. Dar cred că putem gândi împreună. Cred că ne putem ruga împreună. Cred că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și rostească cuvântul Lui care spune cam așa: caut un om. Caut pe cineva. În semnele astea, din punct de vedere al Scripturii, sunt semne ale căutării lui Dumnezeu către poporul Său. Vreau să te întreb. Ți-ai pus întrebarea: Doamne, oi fi eu? Atât. Doamne, oi fi eu? Amin.